Salutare, tror, mă numesc Eugen. Îi am lângă mine pe Andreea și Adi. Iar astăzi încercăm prânzuri din diferite școli ale lumii. Totul e pe clasic astăzi. Avem 27 de foi în spatele cărora se află mâncăruri din diferite școli, din diferite țări ale lumii. Fiecare va alege o foaie, iar prânzul pe care îl va avea va trebui să îl mănânce. După care vom da puncte mâncării. Minimul este de 0, iar maximul de 100. Am decis că dacă toți am început școala, să intrăm și noi un pic în acest vibe. Așa că, prieteni, scrieți în comentarii în ce clasă sunteți. Iar acum zic să începem challenge-ul nostru. Cine e primul? Eu. Ok. Cred că o să iau 13, pentru că ziua mea de naștere este pe 13. Eu văd ce scrie acolo. Coreea de Sud, o țară foarte, foarte interesantă. Iar eu voi alege numărul 17. România! Păi vreau o țară mai exotică, dar ok, hai că ca primul prânz o să fie ok. Iar eu voi alege 10, deoarece la școală mereu am avut 10. Israel. Și ca să vezi, am primit un pahar cu lapte și un corn. România! Și hai să gustăm paharul cu lapte. Ce gust poate să aibă? E laptele ca laptele, lapte. Cornul. Da, bagă cornul în lapte. Așa se face? Nu știu. Prea cred. Noi n-am mâncat niciodată așa ceva. Până când nu are ciocolată, dar... Nu, eu o să fac uite așa. Știind că urmează foarte, foarte multe țări, nu vreau să-mi umplu stomacul cu cornișor. Așa că o să mănânc de la mijloc cu ciocolată. Smart. E cu ciocolată? Da, are un pic de ciocolată la mijloc. Eu cred că ai noroc, pentru că majoritatea cornurilor nu cred că sunt ceva în interior. După cum vedeți, asta este mâncarea din Coreea de Sud. Avem aici, presupun că tofu cu un sos, nu știu ce fel de sos este. Ăla e tofu, ăla e pui. Nu, e tofu cu soia. Asta este soia, broccoli și niște varză, nu știu, e murată, presupun că da. Pare o supă crem. Hai să gustăm. Nu e rău, parcă e supă de linte. E destul de gustos. Mie chiar îmi place. Sincer să fiu, nu-mi place cum arată, dar da, e gustos. Sper că da, e dacă e gustos. Îmi place. Nu credeam că îmi place tofu, dar cu soia aparent este foarte, foarte gustos. Coreenii au gusturi bune ca de obicei. Și aici nu o să am nevoie nici de tacâmuri, deoarece am, uitați, așa un platou care arată efectiv genial. Avem, ce e asta? Nu știu. Mango! E delicios! Deci foarte multe fructe. Aparent, izraelienii se bazează foarte mult pe vitaminele din fructe, pentru că avem struguri, afine, căpșuni. Genial! Jeleuri? Care sunt sănătoase. Nu, poate aici e sursă de, de asta, de zahăr. Vitamina C. Creier. Da, pentru creier. Ce? Nu, zahăr pentru creier. Poate. Știi că îți trebuie zahăr glucoză. Ca să... Glucoză. Adi, glucoză. Zahăr. Și avem cel mai important. Mi-a căzut, deci efectiv am cel mai mare noroc. Am shawarma. Un mare like pentru urma asta. E efectiv genial. Băi, aici totul e în contrast, știi? Fructe, jeleuri, shawarma, baton proteic. Cred că asta e pentru orele de sport, știți? Când gen te duci la sală, după aia mănânci un baton de asta cu proteine. Proteinile ajută la mușchi. Ceea ce eu n-am. Băi, ăsta e delicios, efectiv, e cu gust de banană sau ceva. Deci, acum urmează să dăm câte o notă, de la 1 până la 100. Văzând Andreea și Adi ce prânzuri au bogate și cum arată, bă, un pahar cu lapte și un corn, o să-i dau nota 3! Un pahar cu lapte și un corn. Iar eu voi da 89 de puncte, pentru că a fost extrem de delicios, doar că sunt sigur că mai există produse și mâncăruri mult mai delicioase decât la izraeliani. Sorry dacă am zis greșit. Stați! Încearcă acum. Sorry dacă am zis greșit, la izraelieni. Mersi, eu ce. Mă gândeam și eu să dau 89, dar având în vedere că meniul lui Adi a fost mult mai bogat și mai sănătos și uitându-mă la mine că e puțin cam sărac, cred că o să-i dau un 68 sănătos. Sunteți foarte răi. Aveam să te văd eu dacă primeai un pahar cu lapte și un corn. Dar văd că l-ai mâncat până la final. Pentru că mi-e foame, e primul prânz abia. Uite câte vitamine ai tu aici. La mine e așa, câte puțin să fie. Puțin, dar bun. Da.
Da, bună ziua, aici comisarul Eugen de la departamentul Asociației Marine. Mhm. Întocmai. Să trăiți. Așa, atenție la mine! Au sunat cei de la Centrul Naval Internațional. Toate sistemele au căzut, suntem cu mult depășiți. Dinamicii par să devină din ce în ce mai puternici pe zi ce trece. Păi domnule, cum vom reuși să-i învingem în asemenea circumstanțe? Stai fără grijă, tovarășe, mai avem un as în mânecă. Să vină inginerul șef pe proiectul secret. Bună ziua, tovarășe Eugen. Bună ziua. Vreau să vă spun că proiectul secret este un mare, mare succes. Da, tovarășii mei, asta este scăparea noastră. Ăsta să fie? Este pachetul de bonusuri care ne va aduce victorie peste victorie în fiecare luptă din World of Warships. Cel mai tare joc în care tu ești comandantul uneia din sutele de modele de nave de război. Dar cum va face mai exact asta? Tovarășe Adi, te rog! Deci notați-vă și fiți foarte, foarte atenți. Dacă intrați pe linkul din descriere, primiți așa: A. 7 zile premium, B. milioane de credite, C. Nava Tire 4 și D. 6 puncte de experiență pentru comandantul vostru. Păi atunci trebuie să vadă toți camarazii noștri acest link. De aia îl vom pune în primul link din descriere pentru ca toți cei care descarcă World of Warships să beneficieze de toate aceste facilități. Așa că, dragi tovarăși, nu uitați să intrați pe primul link din descriere și să descărcați World of Warships pentru a avea toate aceste bonusuri și a fi cel mai tare din joc. Transmisiune încheiată. De data asta o să aleg eu primul, pentru că vreau și eu un prânz mai consistent și mai norocos. O să aleg de pe această tablă numărul 1, care avem America. Chiar sunt curios. Cred că o să iau numărul 22, fără motiv, dar aparent Spania. Ce o să fac? O să mănânc oare mâncare picantă? Eu voi alege 4, Etiopia. Etiopia are cafea foarte, foarte bună. Este una din tipajurile mele preferate de cafea. Ai, eu știu ce o să primești. O să primești un prânz și în loc de ceai o să primești o cafea. Mă așteptam la un burger. De ce mâncarea ta arată atât de bine? În America nu știu dacă se servesc astfel de prânzuri. Ananas, nuggets, piure. O să încep cu piure și nuggets. Ce combinație e asta? Cred că una destul de bună, Eugen. Ion? Băi, în școală mănânci nuggets. Realizezi asta? Nuggets. Eu cred că lunea mănâncă un anumit fel de mâncare, marți, miercuri la fel, diferit. Între timp românii care au curculate. Ananas. Să știți că o să primească o notă bună. You speak in English, Eugen. Eugene. Please, speak in English. Speaking in... Prieteni, aici parcă a vomitat, nu știu cine, dar a vomitat rău de tot. Pentru că, băi, ce naiba e asta? Ok, hai să luăm pe rând. Deci, avem frunze de salată. Asta e fasole cu porumb, cred. Hai să încercăm să gustăm. Fasole cu porumb. Avem conopidă. Foarte mult ulei, nu-mi place. Avem ciuperci. Ce? A, tocăniță, fii atent. Eu cred că se mănâncă așa. Avem burrito. Se mănâncă, uite așa. Ca un taco. Vezi că sunt cam așa alb. A! Mă așteptam să primesc ceva mai interesant, dar aparent avem terci cu legume, cu pește și niște fructe. Terciul e obișnuit, nimic special. Peștele e bunișor. Mie mazărea nu prea-mi place, dar o să o mănânc oricum ca să dau o notă sinceră. Și preferatele mele, afine. Uite, pentru afine o să primească o notă destul de bună. Aparent în Spania, nu știu dacă este adevărat, dar în Spania notele nu se afișează între colegi. Deci se pun notele elevilor în plic, astfel încât să nu știe cei din jur. Cred că e un sistem destul de bun. E tare! Dacă ar fi fost asta la noi, colegii nu m-ar fi luat peste picior din notele mele. Aveam doar 10. Da, da. Eu o să-i dau nota 73. Pentru că mi se pare puțin mai vitaminos decât prânzul din Coreea de Sud. Mă rog, cred că avem mai mulți nutrienți în acest prânz și mai... De ce râzi? Doamnelor și domnilor, avem reprezentată din partea Ministerului Sănătății. 73 este o notă foarte, foarte bună. Prânzul din America o să primească 80 de puncte pentru că, datorită lui, m-am săturat, chiar dacă în spate mai avem foarte, foarte multe prânzuri din diferite țări. Putea să primească o notă și mai mare dacă primeam și un pahar cu suc. Dar așa,
80 de puncte. Nota eu voi da nota 20. Nu, ăsta e 0, dar gen e platoul ăsta reprezentat aici. Bancă de creier. Aveam să-i pun 0, doar că îmi plac foarte mult astea, ciupercile de aici. Sunt super, super buni. În rest, nu-mi place nimic. Farfuria asta, mai ales, are un gust așa de nașpa. Mă ridic din nou eu. 21. Slovacia. Fun fact, am fost cândva în Slovacia, dar eram mică. Adi, nu râde! Am fost în Slovacia pentru un festival muzical și este o țară destul de primitoare. Mi-a plăcut ospitalitatea oamenilor de acolo, deci hai să vedem cum e și mâncarea. O să aleg numărul 8 pentru că sunt sigur că se află o țară norocoasă cu un prânz la fel. India! Eu am văzut prea multe videouri pe TikTok cum se prepară India în stradă. Eu sper că o să primesc ceva bun. Iar eu ce să aleg? 23 pentru că după 22 și 21. Și care e? De ce? Pentru că le luăm pe toate de acolo. Suedia! Andreea, spune-mi ceva și Suedia, te rog frumos. Păi este în țară nordică, este țară unde poți vedea aurora boreală. Ca să înțelegi, am avut 10 la bac. Dar nu știe atâtea cât știe Andreea. În fine, hai să vedem care sunt mâncărurile. Să știți că mă așteptam la ceva mai grav, dar arată destul de bine. Avem legume, salată, lămâie și pilaf, orez cu corne. E bun. Al mai nu mușcă... Nu! Sentimentul ăla de apă în gură. De ce am făcut asta? Ce-mi place mie de aici? Doar orezul. Nu, este doar o pită. Ce pot să zic? Nu arată foarte bine. O salată clasică pe care o servim și noi în Moldova, cu castraveți și roșii, dar văd că nu are ceapă, nu prea are ulei, nu are nimic. Asta ce e? Cred că e pește? Da, cred că e pește. E afumătură de pește, un kiwi și un măr care e pe jumătate. Ce pot să zic? Nu arată foarte bine, dar cred că le ajung copiilor din Slovacia. O salată obișnuită. Hai să gustăm peștele. Nu prea îmi place pentru că e foarte sărat. Eu nu prea mănânc mâncare sărată. Poate vouă v-ar plăcea, dar eu nu prea pun deloc sare în mâncare și nu-mi place. Dar un măr pe zi ține doctorul departe. Mă rog, asta e jumătate de zi, da. Jumătate de zi, o să-l ții 12 ori, așa că alegeți când. Și un kiwi, care nu e deschis. A, așa se curăță. Și o prostul tăiașul curăță amul de coajă. Andrei îl mănâncă cu tot cu coajă. Nu, am scos o bucățică de coajă ca să pot să iau interiorul. Nu e foarte acru, e destul de gustos. E ok, nu pot să zic că e nimic special. Iar, prieteni, la mine avem... Deci avem ceva foarte interesant, ca să zicem așa. În primul și în primul rând vreau să atragem atenția la sucul de rodie. Da, e de rodie. Deci, avem suc de rodie cu biscuiți care, cred că sunt dulci. Da. Deci, în combinația asta, delicios. Iar la felul principal, ca zicem așa, avem cartofi, super buni, condimentați și cu o salată de varză. Nici prea mult, nici prea puțin, destule vitamine, zahăr pentru creier. Știu o curiozitate despre India. Vreți o ghicitoare să facem un joc? Există în India o școală și trebuie să-mi ziceți numărul maxim de elevi care învață în acea școală. Dacă zici număr maxim, la noi era 3000. Nu cred că 3000. 3000 ai într-o școală obișnuită sau o școală așa mai mare la 5.000. Noi. 5000. E 5000. Nu e 5000, 6.000. E peste 10.000. 11.000. 20.000, nu? 20.000 și 1. Și răspunsul final e 20.000 și 3. 80.000. 80.000 într-o școală? Poate e o școală de 600 de kilometri. În Moldova nu sunt atâți oameni. Ok, fiți atenți. În școala aia învață 32.000 de elevi. Eram aproape. Practic acolo e o țară. E o treime de Moldova. Cum o țară? Dacă tu ai 300.000 de urmăritori, tu ai o țară la tine în urmăritori, cum tu gândești? În Moldova sunt 3 milioane de locuitori. Avem 3 milioane de locuitori în Moldova? 3.500.000 de locuitori în Moldova. Mamă. Am avut 10 la geografie. Ok, hai să vă zic, dar și eu o curiozitate despre Suedia. Da,
În Suedia poți să-ți alegi ce fel de mâncare vrei ziua. Gen, ai mai multe și poți să alegi în ele. Exact ca la restaurant? Da, serios. Bă, vreau în Suedia, doar că sunt prea bătrân pentru a fi elev. Ok. Notele! De ce îmi imaginam că la challenge-ul ăsta o să dau doar note mari? 70. Eu am mâncat okay. Doar puțin orez din acest prânz. O să-i dau 2 puncte. Cum să la prânz să mănânci lămâie? 29 de puncte. Pentru că parcă aș da 30, dar nu ajunge la 30 și pun 29. În capul ăla, calculele pun foarte multe, nu o să înțelegi niciodată. O să aleg 27 pentru că e ultimul. Nu știu, poate echipa Orange Pro a pus cel mai bun la final. Ungaria! Eu o să aleg numărul 6. Hai să vedem ce avem sub numărul 6. Franța! Croissant! Noapte! E bun! Exact ca și în România, avem mânca corn. Eu o să aleg numărul 7 pentru că este număr norocos. Grecia! Îmi place mâncarea din Grecia, e așa deosebită, să nu zic marină, că marină o să sune foarte prost. Deci, prieteni, aparent Ungaria e destul de săracă pentru că avem doar niște semințe. Ok, mai avem și 2 legume. Avem aici țelină. Mai avem un fel de brocoli, doar că e murat. Ok. Și avem 2 feluri de semințe. Avem alune și avem fiștic. Ok. Fișticul e ok pentru că e foarte, foarte scump. Deci și tu zici că e sărac. Avem un prânz sărac. Da. Mănânci alune, adică îmi imaginez că ăștia din Ungaria stau afară și de mănânc ca, știi, semințe așa la bloc. Dar cel mai important, avem supă de pui. Uite aici vitamine, avem de toate, avem și pui, avem cartofi, avem teiței. Eu, gen, cred că la tine totuși e cea mai tare combinație. Ia fiți atenți la platoul ăsta. Fiți atenți ce mănâncă elevii din Franța. Avem legume, avem iarăși țelină, morcov. Avem mere, un kiwi întreg, fiți atenți, este tăiat și cu lingura poți mânca din el. Ia, fiți atenți. Destul de comod. După care avem un croissant care este turtit și în interior avem ciocolată. Mai avem o felie de cașcaval. De care cașcaval, Eugen? Este brie, cașcavalul meu. Așa știam, nici nu mă așteptam de răspuns la Eugen. Mai avem un iaurt cu ciocolată! Da, o să primească o notă mare. Dacă observați, platoul meu arată puțin cam ciudat pentru că e plin de culori. Dar după cum observăm, grecii mănâncă sarmale. Presupun că da, avem aici orez cu carne, sarmale, niște legume, fructe și presupun că ăsta e iaurt grecesc. Cred că ăsta e iaurt grecesc, nu știu, hai să... Da, e iaurt cu rodie. Bine, hai să testăm sărmăluțele. Sunt ok. Puțin cam sărățele, niște legume obișnuite, castraveți cu roșii și deja cred că asta e o portocală. N-aș spune că e cel mai deosebit prânz, dar dacă asta este ceea ce le place, fie. Mănâncă ce li se dă deja. Știați că în Franța sistemul de notare este până la 20, adică nota maximă este 20! Păi dacă eu aveam 4, aveam 8 în Franța. Iar acum se dau o notă. Franța o să primească nota 97, cea mai mare notă în acest challenge dată de mine. Pentru mine, 42. Atâtea puncte dau eu la Grecia, deoarece nu mi s-a părut nimic special. Da, este o diversitate interesantă și niște puncte bonus pentru treaba asta, dar în rest... Cam asta-i. Nota 27. Nu-i deloc ceva interesant. Uite la Eugen. Câte chestii are la Andreea? La mine semințe doar. Atât sunt de rele semințele alea că le-ai mâncat pe toate. Voi alege 20 pentru că anul ăsta împlinesc 20. Singapore. Vom mânca mâncare din Singapore. Foarte, foarte tare. Iar eu voi alege țara care se află sub numărul 15. Moldova! Super! Atunci o voi alege 19. Nu știu de ce, pur și simplu. Scoția! Super! În Singapore e ilegală guma de mestecat. Știați de treaba asta? Dacă mesteci gumă în Singapore, primești amendă. Dar de ce? Pentru că se lipea gumă și pe metrou, și la școală, și nu știu ce, și ăștia de la conducere au zis că interzicem guma să nu se mai lipească. Avem o pâine prăjită. Păi nu-i prăjită, e doar asta, cred. Și avem paște. Paște carbonara, păi.
simple paște. Doar atât. Deși mai mult îmi amintește de Moldova, nu știu ce, mai ales gustul ăsta de paște cu pâine. Hai, Eugen, dă-i cu țara noastră. Deci, fiți atenți ce avem aici. Legendara supă, zeamă de tăiței cu pui. Avem compot de vișine. Iar în farfurie avem mămăligă cu cârnați. Mămăligă cu cârnați. Avem avem colțunaș. Hai să vedem cu ce în interior. Cu brânză, preferații mei. Iar acum hai să gustăm și din zeamă, care e superbă, foarte gustoasă. Prieteni, nu știu dacă vedeți, dar farfuria asta arată atât de ciudat. Cred că asta este vânătă, mie nu-mi place vânăta, dar o să o gust să vă zic cu o părere sinceră, pentru că eu sunt sinceră la ale mele. Poate vouă v-ar plăcea, dar mie vânăta nu-mi place deloc. Deci avem aici peștișor, din nou pește, nu știu de ce eu mereu mănânc pește. Care e ok. Nu înțeleg ce fel de combinație e asta. Pește, cârnaț, pește cu pastrama de ce e asta, de curcan, de și pâine. Unde sunt vitaminele în afară de pește? Și niște cărnițe, nu obții nimic de aici. Ce care pui, pește, unde sunt vitaminele? Asta e cârnaț. În cârnațul e care cârnaț, Andrei, acolo e pui. Asta e pastrama care e procesată. E piept de pui. Piept de pui, Andreea. Procesat. Pisica ce e acolo? Iar acum, hai să dăm note prânzurilor noastre. Deci, pentru mine nota 11, pentru că nu e nimic special, niște pui cu pește. Cine mănâncă pui cu pește? Asta nu se combină împreună, trebuie să pui ceva separat, mai ușurel, că după faci balonare la stomac. Nota 88, pentru că avem și supă, și compot, și mămăligă cu cârnați, colțunași și brânză. Eu voi da nota 30, deoarece, bă, pastele au fost chiar bune, însă pâinea asta e nașpa rău de tot. Și după cum vedeți, am desenat aici un scoțean care are fustă și care cântă la cimpoi. Cifra 3 este cifra mea preferată. Vom mânca mâncare din Cuba. Foarte, foarte interesant. Nu am idee ce mănâncă cubanezii. Eu, gen, ce vei alege? Eu stau și mă gândesc să aleg de pe tabla din stânga mea sau din dreapta? Din dreapta. Hai să fie numărul 18, Rusia! Deci, avem cubanezii, rusienii și eu voi alege de pe tabla asta. 11, Italia! Uite așa, da, eu știu că în Italia se mănâncă pizza, pasta! Oricum nu cred că la școală o să primești pizza. În sfârșit, un prânz balansat, avem carne, orez, orez cu carne, ok, ok, prea multă carne. Și niște ardei care este foarte vitaminos, este plin de vitamina C. Deci, eu iubesc ardei, sunt printre preferații mei. Avem nuggets cu carne de pui și cu orez cu carne, foarte multă carne. Este un prânz, ok, perfect pentru elevi. Ministerul Educației și Sănătății afirmă, pune un like. Hai, Eugen, tu cu Rusia. Și avem în față clasicul borș roșu. Mai avem o pârjoală imensă. Avem paste, cașcaval și compot. Stați? O pârjoală imensă. Compot din vișine, clasicul compot. Iar acum hai să vedem ce gust au pastele. Paste, sunt macaroane. Pârjoala. Pârjoala e bună, e din pui. Și borșul, borș cu cartofi și varză. Borșul e foarte gustos. Ciao, ragazzi! Mia Mario! Nu știu italiană. Hai să vedem ce avem aici. Din ce văd, băi, arată destul de estetic. Mai ales mozzarella asta cu roșii cherry. Hai să încercăm prima dată. Fii atent, pisicul! Și eu aș da asta! Am să iau pe aia de desubt. Pește roșu, care eu gen cred că mi-l va zice cum e. E perfect! Okay, e preferatul meu. Și mai avem clasicele paste. Lumea e împărțită. Știu că mulți vă zice că nu se mănâncă așa. Eu știu că se mănâncă așa. Da, italienii mănâncă așa. E aprobat din minister. Deci, e ok. O remarcă. Așa arată un prânz în școala din Italia. Iar noi la banchete avem așa ceva. Iar acum hai să dăm note. 53. După cum am zis, este un prânz mediu, așa că voi da 53, o notă de mijloc. Eu la așa un prânz i-aș da o notă mai mare, dar eu îi dau nota 50, pentru că avem doar borș,
Avem paste, 50. Mai mult nu-i dau. 69. Prieteni, hai să vedem ce țară e mai activă, Moldova sau România. Chiar acum abonați-vă la canal, iar noi în videoul următor o să vedem din ce țară s-au abonat mai mulți oameni, din România sau din Moldova. Așa că hai să vedem cine câștigă. Iar acum hai să alegem 24, pentru că este un număr frumos. O, Thailanda! Eu o să aleg numărul 5. Hai să vedem ce... Finlanda! Și eu voi alege 9. Nu știu de ce, dar mă uit de la începutul challenge-ului la 9. Iran! Chestia asta e scârboasă. Eu să fi fost în școală, n-avea să mănânc asta, dar hai credeți că o să gust. Deci că mâncare la închisoare asta, serios. Da! Chiftele cu orez. Și pepene galben. Pepene galben chiar îmi place acest fruct. În Finlanda, elevii mănâncă legume, morcov și mazăre, niște vitamine, o chiflă și un desert care, fiți atenți, două clătite imense cu afine. Ale sunt mici. That's normal size. Bun asta. Avem niște clătite mici, mici, clătite cu vișine. Sunt foarte, foarte gustoase. Și la mine avem un mic destul de mare. Și-l de bun micul ăsta. Eu nu știu că ăsta e mic. Seamănă ca un mic. Ok, nu e mic. Seamănă. Un fel de păjoală. Avem și roșii. Avem orez, carne și fistic. Băi, dar am mâncat ca fistic în video ăsta. E timpul pentru note. Nota 6. De ce? Pentru că aici e 2-4, am adunat 2-4 și a făcut 6. 6 este nota pe care o dau doar pentru pepene galben. Prânzul din Finlanda va primi 77 de puncte. La mine 69, la fel ca cel trecut. E ok, nu e ceva wow, e ok. Prieteni, dacă adunăm la acest clip mai mult de 100.000 de like-uri, vom veni în școlile voastre să testăm mâncărurile voastre. Acum hai să trecem mai departe, pentru că mai avem... Stai, Andrei, ei încă nu au realizat că dacă acest video adună 100.000 de like-uri, vom merge la ei în școală. Vom veni la tine în școală și vom filma partea a doua. Numărul 2, pentru partea a doua, dacă tot zicem, și avem aici China. Ascunde-ți pisica. Hai să aleg eu. Hai să golim deja în tabla asta. Eu voi alege 14. Marea Britanie. Aici da, îmi place. Dar eu voi alege de pe această tablă numărul 25. Și avem Turcia. Prieteni, am pentru voi o curiozitate despre China. În China, vacanța de vară durează doar o singură lună. Deci bucurați-vă că stați în România. Din nou pui. Sper că e pui. Avem aici bețișoare. Iarăși legume și niște carne. De ce atât de multe legume? Unde e balansul? Nu știu ce să zic. E așa. Hai să gustăm și orezul. 50 la 50. În Turcia găsim 5 tipuri de alimente. Fiți atenți. 3 dintre ele sunt... Avem jumate de măr, rodie și struguri. După care mai avem alune și două felii de pâine. Unde e ceaiul? Unde este ceaiul? Dacă nu e ceai, și nota o să fie mai mică. Și prieteni, țara mea preferată, Marea Britanie. Fiți atenți doar câte lucruri am aici. În primul și în primul rând vreau să trageți atenție pentru că avem ceai englezesc. După cum vedeți, avem pachetelul, da, de ceai englezesc. O să-l scoatem așa pentru că mie nu-mi place să fie foarte, foarte tare. Doar că ăsta nu-i ceai englezesc până când nu pui niște lapte. Uite așa, ăsta e ceai englezesc. Acum hai să vedem ce avem mai departe. Avem varză de Bruxelles. Nașpa. Poate că nu e gătit. Mă gândeam așa la asta, cred că trebuie să fie gătită sau ceva. Mai avem orez cu carne și mazăre. Băi, dar am mâncat la orez în videoul ăsta. Cel mai important. Avem iaurt, nu orice, de afine, care e efectiv delicios. Nota 10 pentru iaurtul ăsta. Nu, serios. Totuși nu înțeleg, varza asta nu e gătită. Ție nu se poate prăjit. Deci, au, gata, o mănânc. Pentru că farfuria mea cântărește foarte puțin, adică am primit o porție foarte mică, o să primească la fel o porție mică. Nota, sau mai bine zis, 10 puncte doar. Pentru mine, 51, este puțin mai sărăcăcios decât celălalt prânz. A fost ok, mediu, se poate și mai bine. E mai mult decât mediu, 51. Pentru mine, 100. Deci nu mă interesează de varză, nu mă interesează de orezul ăsta. Iaurtul ăsta a fost atât de genial, merită 100 de puncte.
puncte. Plus asta, iubesc Marea Britanie. Cred că doar din cauza asta ai dat 100 de puncte, pentru că iubesc Marea Britanie. Adi, din cauza că bucătarul. Foarte subiectiv. Nu, din cauza că bucătarul se uită la mine. Ultima rundă, prieteni, ultima rundă. O să iau 26. Ucraina. Să vedem ce mănâncă copiii din școlile din Ucraina. Nigeria! Iar eu am ultima țară. Stomacul meu deja e plin. Japonia! Vreau eu Japonia! Fiți atenți, steagul de la Nigeria seamănă cu butonul de pauză. Da, și ăsta este de... rec. Dar în fine, uite aici, facem așa. Pauză! Și voi acum trebuie să coborâți mai jos sub acest video și să apăsați butonul de like, da? Stai, tu ai pus pauză pe cameraman, nu pe ei. Nu, pauză la acest video, adică nu se întâmplă nimic, ca ei să coboare mai jos, să apese butonul de like și acum să revie sus și... play! Ce e asta? Carne procesată? Nu, e un crembuș. Nu-mi plac deloc crembuștele. Adică sunt delicioase, dar dacă o să vedeți cum sunt ele făcute, nu o să mai vreți să mâncați. Plus că echipa oricum nici nu mi-a dat cuțit, așa că o să folosim această lingură să tăiem. E ok, e delicioasă, dar nu e sănătoasă. Varză murată, așa. Și pireu de cartofi. Partea cea mai interesantă. De ce este o clătită mare cu... Oh, aia e mare. În sfârșit am aflat și noi care e mare. Avem o clătită învârtită cu altă clătită cu vișnă și alta cu brânză. Deci de ce ai amestecat clătită cu brânză și cu vișnă? Ce e asta? Dacă vă uitați atent, avem trei clătite. Una cu brânză, una cu vișnă și una cu mac. Măi, e ok, dar nu pot să zic că este un prânz foarte bun pentru ele. La japonezi avem supă la plic. Dar nu-i supă la plic, asta ce e noodles. Asta? Noodles? Da. Fiți atenți ce porție imensă! Eu nu cred că un elev poate reușește să mănânce așa o porție de mare. Student, ai fost în viața ta? Eu mănânc câte 5 de asta. Eu mâncam când eram student. Și să trecem la a doua porție, care avem pește somon. Este preferatul meu. Avem roșii. Și avem... nu. Unde sunt sushi-le? Alge marine, ei mănâncă așa, foi de algă. Eugen a luat-o cu mâna după care a prins-o pe șoară. Mai fă... Eu nu cred că japonezii mănâncă așa ceva. Ba da, e foarte sănătoasă. Ah, ok. Să trecem la preferatul meu. Păi poate trebuie să faci sushi, uite ai frunze, ai vreau roșii, să strig ai... gustul cu aceste... alge. Trecând la o masă un pic mai puțin sănătoasă sau, în fine, destul de ok, ar zice eu, avem pepene galben pe care da, l-am mușcat. Eu nu am răbdare cât ei comentează, eu vreau să comentez primul pentru că mi-e foame. Avem un ou fiert, destul de bun, și mai avem un fel de spaghete care sunt într-un sos așa mai ciudat, cred că e sos de roșii sau ceva, în fine, cu morcov. Foarte delicioase. 17. Nu este un prânz bun pentru copii, părerea mea. Da, este delicios, dar nu este bun pentru niște copilași care au nevoie de o grămadă de nutrienți. Eu, ca critic culinar, la Nigeria voi da nota 40, deoarece oul ăsta nu este... nu, glumesc, vă dați seama. E destul de ok, doar că un pic sub medie, dacă sincer. V-aș fi preferat ceva un desert, măcar o băutură ceva mai ok, nu știu, o supă ceva. Merge, light. Japonia o să primească 100 de puncte. Ce? Pentru că are somon, preferatul meu. Somonul e foarte bun pentru sănătate. Știați că în Japonia elevii merg la școală din luna aprilie. Iese că e nouă vacanță de vară. Nu. Sper că v-a plăcut acest episod și nu uitați, dacă veți pune like la acest video, probabilitatea să primiți 10 la școală este de 100%. Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck, știu că sunt